după cum vedeți, la noi totul este aranjat frumos, chestiunile ușurele mai la îndemână, cele grele mai la umbră. Se putea și invers, dar ce se dă ușor, ușor se uită. În afară de asta, încercăm și noi să protejăm cărțile vulnerabile. Aerisirea nu mai merge de câteva zile și duhnește sinistru. De când SARS, generatorul principal n-a mai mers nici și aparatura de resuscitare și ne-au murit vreo 10.000 de titluri. Avem rafturi întregi în descompunere și încă vreo 5.000 de titluri pe moarte. Este oribil. Anul trecut abia ne reveniserăm după Molima care ne-a atacat cu perțile, a mutilat titluri, nume de autori, n-am cuvinte, un coșmar total. Cărți agonizând, umflate de exeme, hârtie plină de bube, cuvinte dispărute, cotoare pline de răni, scurgeri de litere și emanații pestilențiale. Vreau să vă spun că am îngropat un camion de cărți până acum, iar ele mor în continuare. Pe unele le-am îngropat de vii, fiindcă nu mai aveau nicio șansă, dar cel mai trist a fost cu cele de rugăciuni. Ele pur și simplu au ignorat epidemia. Unele îngălbenite peste noapte și deformate în ultimul hal au început să scuipe capitole întregi, pasaje infectate, cheaguri de litere, altele chiar s-au lichefiat, dar cele mai multe n-au acceptat niciun tratament. De la Evanghelie n-am reușit să extragem nicio mostră pentru reeditare, pur și simplu n-au vrut să se mai deschidă, de parcă au fost înmuiate în clei și lăsate o lună la soare. Dar să vedeți ce a fost la dicționare. Dumnezeule, nu mi-am imaginat niciodată că un dicționar pe moarte se umflă și fermentează cu un zumzet înfundat, de parcă ar fi plin cu bondari. Iar tratatele de filozofie nu vreau să știți ce emană, eu personal era să leșin de câteva ori. Spunea cineva că literatura este nemuritoare. Să treacă pe la noi să vadă aici nemurire. Nu-mi plac oamenii care aruncă metafore gratuite și confundă realitatea cu poezia. Apropo de poezie, culmea, n-am înregistrat niciun deces printre cărțului. Măcar atâta bucurie. Dar e foarte straniu. Poezia intră în letargie și nu mai răspunde la stimuli. În schimb, o poți răsfoi liniștit fără să te umpli de puroaie, așa cum bună oară se întâmplă cu tratatele de medicină. Suntem depășiți. Am vorbit aseară cu un bibliotecar pensionat și mi-a spus că pe vremea lui cărțile fie mureau de moarte bună, fie erau ucise. Molime nu prea erau decât anemii, tensiune ridicată, palpitații, nevroze și adesea automutilări. Acum, spre exemplu, cărțile nu se mai închid în sine ca pe vremuri, dar molimele s-au înmulțit și se transmit mai ușor. Se vede că imunitatea literaturii a scăzut în general. Sau poate n-am dreptate, fiindcă dicționarele nu sunt literatură, dar cad la pat instantaneu și mor pe capete alături de manualele școlare. Pe de altă parte, compendiile farmaceutice n-au nici pe dracu. Nici la albumele de artă n-am observat vreo depresie. Iar ziarele simulează în ultimul hal zac îngălbenite de zici ca ocirozi și când te gândești la hârtia lor subțire de care nu se prinde nicio exemă. În timp ce tita mai cu perțele blindate se scofâlcesc și se numai de la temir ce viroză. Da, cărțile sunt niște ființe paradoxale. V-ați gândit vreodată că lumea arată cum arată astăzi datorită unui morman uriaș de cărți arse și a unei movilițe de cărți reabilitate? Poate că focul a mistuit o lume mai bună sau, dimpotrivă, o lume mai sinistră. Cărțile ne-au modelat gândirea, iar gândirea a modelat lumea. Sunt convins că au fost ucise mai cu seamă cărțile importante. Unele au fost interzise, altele distruse, iar pe rafturile noastre au ajuns în principiu cele mai speriate cărți, cele care s-au conformat binelui general valabil. Nimic nu este mai odios decât binele general valabil. Dar asta e o poveste complicată.